Și bine v-am regăsit într-un episod de pe canalul meu. Astăzi sunt cu băieții, ne dăm pe stradă, o sesiune clasică, n-am mai ieșit de mult așa pe străzi. Suntem 1, 2, 3, 4, 5 și o să ne vedeți și mai mulți. Suntem 5 fraților, da? Și o să ne dăm în câteva locuri prin oraș. Nu știu câte, dar o să dăm câteva locuri prin oraș. Uitați, 3 din băieții cu care mă dau astăzi pe role. Și al patrulea. Al cincelea. Și filmăm ceva. Ne distrăm, ca pe vremuri. Ne dăm parole și ne distrăm. Hai să vă arăt ce facem noi astăzi. Câteva clipuri. Yes. Bine așa, Vlad! Frumos! Acum continui eu pe linie. Ui! Yes.
Yeah. Yes. Cosmin Dumitru. Un trick mai vreau să trec. Încă una. Asta. Bine așa. Frumos, 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 frumos. Și acum revenim din skatepark de strow. Am revenit din skatepark de gol. Trebuie să fac cursuri și mă dau și un pic. Pleasure, așa. În vlogul ăsta vă arăt mai multe lucruri, vă arăt doar dintr-un loc sau sesiune. Să fie un vlog mai diferit, adică mai diferit, cu mai multe clipuri din mai multe locuri. E 9:30, 9:35 și la 10 încep cursurile. Până la 10 fac și 2-3 tricuri, câteva mișcări și poate vă mai arăt și de la curs ceva. Integrez și un pic din antrenament în vlogul de astăzi. Și nu se termină aici, mai filmez. Păi, foarte important să vă abonați la vlogul meu. Vă mulțumesc celor care ați făcut asta. Și prinsul vlog nou. Vloguri noi. Dimineața în skate park-ul ăsta, fără lume. Oh, duriț. Hai să vedem ce mai facem. Bine, Laura. Bravo. Mai fac o dată. Mai faci? Aha. Hai, stai, bă. Generația 9. Bine, Călin, așa, super bine. Haideți pe tunel. Generația nouă care vine în skatepark, nu înțeleg de ce lasă skatepark așa. Ce scrie acolo? Dacă le urci, arunci gunoiul tău la coșă și curci. Dacă dai pe lângă, părăsești acest skatepark. Păi ce-a stat un moment, tot gunoiul ăsta în skatepark?
faceți și voi curățenie, nu mai aruncați în skate park. Nu mai aruncați oriunde pe jos. Nu-i bine, nu-i frumos. Vedem ce trebuie acum. Vă rugăm să nu staționați și să nu depozitați totul pe rampă. Hei! Ești cool să te pot să vorbești civilizat? Stai că zic că te-ai pus în față. Dacă nu reușești, te invităm să părășești, să părășești acel skate park. Dacă ești fumător, poți suma doar în afară skate park. Ține ținte copii. Și nu numai copii. N-am prins singur în copii. Călin, ne spui și nouă cum te simți tu pe role? Mă simt bine. Și de ce te dai? Ce? De ce te dai pe role? Păi pentru că este un sport drăguț. Și prima oară eu mă dădeam cu trotineta. Așa. Și apoi am văzut și eu sportul ăsta, role agresive. Și am vrut și eu să mă apuc de el, că ziceam că e mișto. Și te-ai apucat? Da. Și ai progresat, ai învățat ceva până acum? Da. Și te ții de sportul ăsta? Te ții? Da. Ești foarte tare. Succes în continuare și distracție plăcută. Bam, plăcere. Laura, Laura. Ia să vedem. Bun, așa. Bine, Laura. Da, asta e. E ieșit și n-am filmat, hai să vedem dacă mai este o dată. Bine! Super frumos, bravo! Tania, Tania, hai Tania, ia să te vedem și pe tine. Bine, super frumos! Învățăm și pe bară. Așa, haide, ia să vă văd. Hai Călin, hai Vali, hai Vladi. Bine. Bun, bun, bun. Bine, Tania, și lăsăm și pe Vladi să facă o mișcare. Ăla e. Foarte bine. Învățăm grinduri, alinecări pe bară. Nu se întâmplă. Singur? Super bine. Laura, Laura, credem în tine, e ușor pentru tine, poți să faci asta. Hai, Laura, curaj, 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 curaj. Bine, Laura, super bine. Păi parcă n-aveai curaj. Oricum, ce se întâmplă dacă dintr-o dată ți s-a făcut curaj? Păi, n-are ce să se întâmple dacă cazi, pentru că nici n-are cum să cazi și pentru că... O faci că te simți bine. Ai protecție. Pentru că nu poate dacă cazi. Și te simți bine și de asta o faci. Hai să vedem, curaj. Ai coborul rampe care sunt exact cât asta, asta e puțin tel mai mare, puțin tel, cu puțin. Tania, Tania, Tania. Nu te lași pe spate, da? Flexezi ușor, ușor și nu te lași pe spate, puțin pe față. Hai, Tania, credem în tine, asta e. 1 și... Curaj! Hai, bine, Tania! Super bine! Păi trebuie, hai Călin, că au dat-o fetele hai și băieții, nu? Asta zic! Și săritura acolo? Perfect! Hai și... Mulțumim! Hai, Tania! 1, 2, 3 și te-ai dus!
Hai, nu mai număra de 20 de ori. A, uite așa sală. Hai Călin, hai Călin! Noi suntem la școala de Rolea MB, suntem în vlog. Laura, să te fiți aici. Bună! Hei! Îi salutăm pe cei de pe YouTube. Ce faceți? Vă uitați la noi și vă zicem să ieșiți afară să faceți sport. Asta vă zicem, da? Da. Corect? Neapărat. Neapărat. Sportul ajută pentru o viață mai bună. Da, cu tingea de bară. Bine, hai să continuăm. Hai să vedem ce mai faci, să ne mai atunci ceva. Da? Să-i filmez pe YouTube? Da, filmez pe YouTube. Vă fac, sunteți pe YouTube. Sunteți, o să deveniți faimoși. Ah, da, bravo. Yay. Super bine. Păi hai, facem un sincron cu Călin și cu Vlad și după aia poate facem un sincron și cu voi. Da. Da, hai, ne vedem mai târziu. Pa! Vezi? Da. M-au provocat băieții să fac un obligat, un blade cu ei. Ce mai ore trec? Stai acolo! Păi zic că ai învățat să te bagi. Așa am învățat să te bagi? Stați acolo. Hai, Tania, ce-mi arăți? Vino e ca super bine, e primul flip pe care îl fac de când m-am lovit cu coastele. Și eu și Vladim, unul după altul. Lasă că e bine, felicitări, bravo, bine așa. Cum s-a simțit? Okay. Continuă ziua, a fost minunat până acum. Mă simt super bine că am reușit să fac un mic flip, mic salt pe spate, nu e, n-a fost transfer, n-a fost cel mai bun, dar am reușit să mă dau peste cap de când, după ce m-am, nu știu, de foarte mult oare, de când am căzut cu spatele, cu coastele. Și acum prima oară când am reușit să fac asta și am prins încredere mine. Cei care au căzut, știu despre ce e vorba. Păi, vă mulțumesc că v-ați uitat la vlog. Cosmin și Vladi vorbează. Ce vorbează? Ce le urezi celor ce-ați uitat? Ce le zici? O zi bună. O zi bună și să facă sport, nu? Da. Face. Și acum continuăm vlogul. Sunt cu Erica la cursuri de role începători. Scrieți-mi dacă vreți să faceți cursuri cu mine, toate vârstele, toate stilurile. Vă învăț și pe voi ce aveți nevoie. Bine, sus și sus. Bine, bravo Erica. Cum a fost? Atenție. Omul nostru se dă de viață pe role și a revenit. În ultimul timp tot mă văd cu oameni care s-au dat pe role în trecut și acum s-au repucat și tu ești unul dintre ei, sincer să fiu. Mamă, bine așa. Hai că ai energie, îmi place ce văd. Omul nostru a crescut în Herăstrău în prima generație și acum a revenit pe role. De când te-am mai dat? Sau de când, nu știu, zi? Nu, m-am dat. Când te-ai apucat? Când eram mic, mă dădeam pe pipe cu aia. Da? Mă mai dădeam pe skate park. Pe pipe-ul ăla mare al nostru. Din Herăstrău? Da, da, da. Așa? După aia începeam să stăteam acolo cu Borac, cu Alien. Borac ăla a fost la Tănița, a fost în liceu. Gata. OG, Borac, da. OG. Nu știu, mai era Maxi Costi, mai stăteau pe acolo, făceam... Omul știe, e legendă, e
dădeam, făceam, mai țin minte, erau concursurile alea de pe piramidă, gen dădeai trick pe piramidă și după aia pe quarter pipe las trick și gen l-ai primi, știi? Bine așa. Am dat și acolo, am luat puțină nostalgie. Oho, bine așa. Și gen am dat stealthish cu cu grab de pe piramidă, de pe fanbox și după aia m-am dus și am vrut să dau front, front flip și când am tras așa am tras bio 360, frate, și am căzut direct în cap. Ma. Da, am luat oricum, am luat locul 3 acolo. Cum pentru intenție. Cum se zicea? Aveai vreo poreclă sau ceva? Sau? Ili. Iliescu, de la Iliescu. Ili. Ah, Ili. Da. Sună cunoscut, și... da, mi-aduc aminte. După aia nu m-am mai dat, gen că, na, am crescut mai mare, am dus la liceu. Și câte pauze ai făcut? Mult, frate, am dus, mi-am luat role când am întors din Olanda, acum vreo 2-3 ani. Ah, m-am dat de câteva ori cu ele și gen m-am dus puțin prin Hellstrow, puțin pe aici înainte când era skateparkul la vei și cam atâta, știi? Și acum ai revenit... Da, am mai dat și așa, mai... Păi poate să mai facem, în video o sesiune cu mai mulți băieți, poate da, are chef să iasă... Da, mai ieșim, sigur că ieșim. Trebuie să mai mă... Picioare, dar la vlogul meu te uiți? Te-ai uitat la ceva pe YouTube? Da, am uitat la majoritatea dintre ele. Ce tare. Alea mai vechi puțin cu... Când te dădeai cu copiii, învățeai pe acolo de tot felul de... Asta am făcut și în vlogul de astăzi. De la, de la indoor, de acolo, foarte tare. Bun, deci omul nostru știe. Iliescu. Mi-a făcut plăcere. Și să ne vedem curând la Aurora. Da. Respect. Mai bine. Foarte interesant episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, abonați-vă. Urmează conținut cât mai mult. A fost un vlog în care am trecut așa prin timp și s-au întâmplat mai multe lucruri. Așteptați pe următorul. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, lăsați un comentariu, distribuiți-l. Vă salut pe toți pe cei care îmi scrieți. Puteți să lăsați comentarii la vlog, mă ajută super mult. Dacă tot îmi trimiteți mesaje în privat, vă rog să îmi trimiteți și în comentarii. Ar fi drăguț să vadă mai multe lume ce îmi scrieți mie. Să știu zic, vă mulțumesc foarte frumos pentru mesaje și energie. A fost un vlog interesant, m-am întâlnit cu mai multe lume. Scrieți-mi, fraților, dacă v-ați dat pe role în trecut și așa și vreți să ne vedem la Aurora, o să organizez niște sesiuni de role. Stați aproape, cu cât ne adunăm mai mult și cu atâta mai bine pentru toată lumea. Deci încet, încet încerc să organizez, îmi doresc să organizez o sesiune în care să ne vedem mai multă lume. Nu știu exact când și unde, dar stați aproape. Sper că v-a plăcut pentru mine și astăzi. Vlog nou în curând. Să-ți mintu micu. A fost o călătorie în timp cu episodul de astăzi. Chiar a fost o călătorie în timp. Să arăt frumoasă, zi frumoasă, depinde la ce le vă dați. Să ne vedem cu mine. Pa, ce?